Zic, domnul Costel. Te-ai încurcat? Da, aici... Vezi, asta e din cauza la virus, cum te-o oprit aia. Cele mai simple și apoi de complicate și tu. Aici ne aflăm la prietenul nostru, la domnul Ciobre. Domnul Ciobre. Au! Au la Ciobre, ce înseamnă? Stai așa. Dă pe sonor maxim. Au! Ce înseamnă? Domnul Ciobre, ne aflăm la tine? Ce prosperitate înseamnă? Ai zis că vinem la pescuit aici la Ciobre, bă. E, la Ciobre trebuie să vinim. Păi nu. E, dar Ciobre n-are numai broscuțe acolo. Am da, și pești. Broaște prinde. Cât e mare? E vreo 3 kg crapteam. Ai? Da, am băgat de... am luat 3 pești. Așa? Sau una 1 kg. Oricare au avut cam 3 kg. Poate unul a avut 3, dau 100. Unul a avut, dau 800. Și când e băgat? Da, de vreo 2 ai. Și o fătată aia are? Da, păi apoi Ioana Șenie era un... Și ce le dai să mânce? De felul. Mă, de felul. Da, dacă ți-am cucuruz. N-are nimic. Da, și grăunță și fărină le-am țăpat și... Pite. Domnul Costel, hai. Ce aveți acum în mână aici? Am mule probeze astea. Așa. Pixurile astea. Astea sunt pixuri, nu stilouri. Adică? Adică. Fii atent, fără râcă și fără șmichere. Da, ușurele. Da, puși pe ăsta. Să rămână. Serus. Hai, dați la plăcinte. Să rămână. Serus, dragă. Să rămână. La plăcinte, cum îi zice aia? Înainte și la război, înapoi, cum se zice? Ce este? Da. Așa. Dar nici că mă trimit să mă iei. Fii atent. Odată cu o bătrânică tot așa am vrut să o țuc. Și m-am țucat pe parte și când asta direct în gură m-am țucat. Da, asta e. Dar n-are nimica. Ce? N-are nimica, așa. Că mi-o mărți bine. Hai, dar la plăcinte. Domn Costel, aici la plăcintuțe. Da. Aici... Am vreau să crep plăcintele în două cu curbaci. Oare la care i-am dat așa, dar numai din figură și i-am luat țigara din gură. Dar nu fără să vreau. Stătea așa în lateral și direct, bă, țigara din gură. Da, domn Costel, acum dacă ați face chestia asta, nu ar mai fi nici... Deci, ar fi, cum să vă zic eu, n-ar mai fi nimic de zis. Dar ce să mai zici? Da, ia țigara din gură la oricare. Doar mă dau așa în lateral lângă el, bă, nu-i așa. Și n-ai cum, că numai prost să și numai să nu-i nimerezi. Să nu iei și nasul. Nu, iei. Da, nu ești prost. Nu stai așa. Eu v-am tot auzit. Domnul Costel, eu v-am tot auzit în mașină, tot ziceați ceva, dar din interior s-auzea? Nu. Pune Google-ul pe corbaciul ăsta să-i trimite la pufarină. La ce trimite, că l-ai dat? Nu-i, băi. Să-l vadă, bără. Bă, dar păi numai necăjește omul, mă. Ține acolo pe el. Mai aproape să se vadă și formele ale tet. Că eu nu l-am putut filma numai atât. Nu, lăsați așa. Și du-te în sus. Da, da, domnul Ciobre ăsta l-a dat, bici. Ia, l-a dat la prăpădinii, bă, ăsta direct cu pistolul, mă, să ne facă rota, mă. Fii atent, un mecanic serios, mă. No, hai bă. Să vedem, nimerește copilul, tati. Pe aia la altă. În 3 de 3, de gros. 2 jumate de 3. Ăsta e de 1 jumate, nu? Sau de 2? De 2 jumate. Da. Cam de 4 îmi trebuie. Cam de 4, zis în de cam de 4, dacă are, că pe taghi ele și le vedem noi. 3 jumate, 4, dacă are, foarte bine. Domnul Costel, poftă bună vă doresc. Mulțumesc. Toate alea le mâncați dumneavoastră singur? Că... Tot. Singur? Nu dați la nimic. Îmi bagă jenii la brâu, hai. Cum? De 4 jumate? Cam de 3 jumate, 4, grosimea. Lungimea nu contează cât ai ele. Le scoateți un plic? Cum a scos ăsta? Să nu mă prindă virusul ăsta. E da. E da. Le scoateți cum a scos declarația? La domn șef. Doar vă pe bord. Și nu a văzut o vorbă. O zic că dumneavoastră aveți? Doar era pe bord. Nu m-am pus buletinul lângă ea așa ni. E da. Uite-te pe un barbriz, zic. Da, a mea. Da. Nu prinde gutura. E da, a mea cum a ta o citit-o din cap în caudă. E da, de unde vă dați seama că o citit-o din cap? Am văzut că tot așa îmi la capul, știi? E da, oare o văzut pe telefon? O văzut. Ha? Uh-huh. Am înțeles. Poftă bună vă doresc. Mulțumesc. Da, mă face ăla. Dacă lasă de mână, păi îl greșește. Domnul Costel. Nu da, domnul Costel, nu. Un pic, un pic, el să duce. Da, Ciobre, Ion. Da. Hristos a înviat. Cu care dau eu? Cu ăsta verde? Nu, ăla verde. Dă-i lui, bă, că el e ungur. Eu sunt ungur, mă. Și eu dau cu roz? Nu vreau cu roz. Dar ce? Dacă albastru. Albastru. Nu. Nu. Ziceți. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ce sparge ungur. Dar de ce ai dat în lateral? De ce ai dat în lateral? Bă, n-am dat în lateral. Bă, dă-n cur. Mă, o ciolit. Om tic, da, ia unde l-a lovit. Nu ține, Tom. Adevărat am viat. Bă, ține curul, nu ține capul. Iar a făcut, nu stai că te... Nu e, mă, unde o dat.
Nu stai, mă, ține, stai că vă de capul. Adevărat, mă. Ce porni dau, mă, mă, mă. Uite ce faci-o făcut, mă, cu om, eu. Dar și pe-a meu, mă, te, că pe-a lui l-o spart. Te-a pe-a meu l-o spart, hoțu, mă. Ba nu, că, nu, a meu îi spart. Păi dar și pe-a meu l-ai spart, nii. E, dar te-au căzut jos. A te-au când o dată. Ține scurul să-ți bag una cu... Ai, ai. Na. Ai. Tare ești în ăsta. Tare ești în blandă. No, gata cu șmecherile. Ciobre. Da, ia uite-te numai aici la domn Costel. Poate, bă, ce curăță asta, mă? Da, ce ai curăță jos acum? Nu pe jos, curăță pe-n blind. Ciobre, ia... Da, pe ăsta, nu. Curăță pe ăsta. No, opa. Stați așa. Ai văzut ce laboșul ăsta de criză? Uite-te aici. Îl ții așa nici susoară, vezi, nu? Vezi, uite-a ce te bași. E, dar la tot timpul trebuie să fie plin, nu? E plin și mai gol, și cum e? Și când se gata, ți-l pui în cap, să nu te puște în cap. Că exact, nici, ce trebuie. Vezi-l? Ca și șepcile de sibieni. Ai văzut? Pac, nu mă l-ai pus în cap. Am înțeles. E un pic de nebunie. Hm? Dacă știau băieții care ne-au oprit, nu vineau și ei cu noi și la ospăt? Ha? De cum? O să iai acolo în drum, săraci. Nu-i ușor, nu? Câte plăcinte din ăsta ați mâncat? Trei. Trei plăcinte, mă, mă. Eh. Nu e prea mult. Hm? Zice ce ciufulește pe tine palacinta. Ia, tatea. Bă, mă, două, mă, nu pune atâta, mă, nu știu. Lasă-i, mă. Bă, nu mâncă atâta, mă, ești bolon. Dar rămâși cât îți trebuie. Eu nu ești bolon la cap. Bă, mâncă-i goi. Te bă, te-o dupită, că este pe cinte. Oare neamurile noastre din străinătate n-ar vrea să-și ieși cu noi? Ba da. Hă? De știi tu sigur? 100%. N-ai văzut, amu, ce mărd la aeroport? Cum să-mi ies eu să meargă în aeroport? Ciobre, ciobre. Nu te pune, mă, lasă-i acolo. Păi, nii, atât. Ciobre. Auzi, să vină toți prietenii noștri din ce, pe ce, ce cunoaștem și, sau nu-i cunoaștem, să vină înapoi acasă. Și cum spunea Nea Costel într-un film la dânsul. Dar sunt care nu sunt învățați aici să lucre, bă. Lasă că se învață, că orice ăsta are și un început. A. Are, are, dar nu sunt învățați la lucru. Nu-i nu stai. Hai, băi, băi. Stai. Și și cu carne de oaie, dar spre iuțul îmi țin. Ce-ai? Cu citeam. Îți plac așa mai picant? Pune-ți maioneză în loc de asta. Încă pălăria și bastonul o să-i las la următorul să servească patria. Cine-s asta? Cine-am în armată, nu? Un poet mare. Ioan Greangă. Arăta cum îi băteai pe aici când eram mic, șoldan. Bă, cine? Pe copii, pe acolo, pe la școală. Și băutar. Când mereu la scaldă. Dai seama ce făceau acolo. Nu vii doar de-o scaldat, domnul Costel. Mă duc. Când? În zilele astea. Unde? Acolo, la Tarnița, unde? Nu, acolo, la Florești. Hmm? La Florești. Uite-te numai ce cap, operele de artă cum stau în spate. Ciobre. Ai dat pe ele? Am dat, am dat. Unde e blidul ăla cu... Cu ce, tată? Nicu, aole, curăț aici, nu-ți bapă. Aici curăț, mă, că nu-ți... Așa. Ce tătăl te-o certați, domn Costel? Eu, mă, că s-a... Ciobre, de ce tătăl ceartă? Eu sunt învățat ca la țară, pac, dă-i. El a învățat la oraș, că el a crescut la oraș, acolo, pe Donat. E, băiat de cartier. Da. Ca în junglă era acolo. De mic mă te corecta, mă. Eram de vreo 4 ai 5 și amuța un câine și mă pune acolo într-un copac și... E, să fie mai aspru. Lega câinele, mă putea da jos. Serios? Să mor eu. Nu-i vrăja la asta. Când am făcut tata la voi la Cluj, acolo. Viață bună a fost atunci, Ciobre, așa-i? Bine, mă, până 74-75. Îți aduci aminte cu drag, nu? De tata, săracul Dumnezeu verte.
Da, ne pare rău. Nu, la cine au auzit de ciobani, de oi și de astea, cine au auzit de ciobani, au fost meseriași de oi. Dar meseriaș, nu? Îmi pare rău că nu l-am cunoscut pe taică tău. Să facem, punem pare un foarte film. Rău. Așa am zis de Albert. Zic, știi de ce-mi pare, mi-a făcut hamurile. Știi de ce-mi pare rău, zic, că ai îmbătrânit. Câte el. De ce? Păi, dar nu mai este cine să ne facă să ne tumnească hamurile dacă pot să joarice. Ce hai, du-te murucaro. Tu de-abia aștept să mă duc? Nu, el așteaptă ca să... Dom'le, el să trăiești bine. Asta își dorește, să trăiești bine. Să poți să tot poți lucra. Nu, domn Ciobre? Nu, domnul Costel? Da. Bă, dă-o sare, n-am adus, nu trebuie sare. Nu trebuie, așa de sărate. Sigur? Nu, s-o prăjit bine mici, domnul Costel. Foarte bine. He? Trebuie să-l facem bucătar musculo pe asta. Pe Gabi? Nu este musculo. He? Îl luați în clan? Ha? Când avem bucătar, nu mă-l sunăm. El e și șofer, nici nu bea. La fabrica de căruțe. Ia, da, el nici dacă-s nu... Dacă-s bine, amu, Gabi! Auzi, el nici nu... E și șofer și nici nu bea. Cine? Gabi. Mă, ce ziceți de el? Foarte bine. Și place și la cai. Îl puteți spune și să împreună cu cai. Are două mânză faine. Hă? Da. Are el? Da, bă. Are? Nu, bine, nu facem, îi facem o vizită. Îl primiți cu tot cu cai. Acolo la dumneavoastră la cai. Să aibă grijă. Hă? Mândre, mândre. Un au dus-o de pe la... Și îl primiți și cu, îl primiți și cu fată cu tăt. Și mere și băiatul și fata la cai. Hă? Yeah. Când eu plecat, pac, să suie și mărs. Acum când am mers pe deal, când am venit pe deal, erau cai sus pe deal. Frumos. Numai Dumnezeu trebuie să ne dea un pic de ploaie acolo pe dealul dumneavoastră. Că e nu-i bai. Mare. Și cu criza asta? Ți-am zis eu ce trebuie să fac. Ce? Să vorbesc cu nănașul să vedem dacă o vându luțărna aia. În colț, să iau tătă și să dau drumul la cai pe ea. A? Când vorbiți cu el? Zilele astea. A? Astăzi ar trebui să vorbiți cu el. Eu mâine e altul. A? Astăzi îi dus la udat. Și ce dacă îi dus la udat? Pe deranjez la unul. Ați mâncat o jumătate de asta? Ia de jos! Acum eu mă leg de dumneavoastră. Ia, mă, când ați avut ocazia, tot timpul ați făcut-o. Recunoașteți? Nu mai de o parte care gândește lui și... Ia-o, mă, Gabi. Dom'le, dar ce... am vrut să-l întreb pe domn Costel, dar... Uite, mi-a pus mie aici, dar eu nu mănânc. Asta. Costel, ați zis că nu mâncați carne. Nu. Ce s-a întâmplat? Asta e carne de ștruț. De ștruț? Struț. E, da, păi are ciobre. Are struț. Ciobre acolo, nici din sus, pune-i lume. Ciobre, unde ai struț? În Băltoc. Eu sunt și pe și struț. Da. Și pe și struț. Da, mă. Domn Costel, puteți să luați și pulpița mea, că n-am treabă. Vă rog să vă prindeți de ea. Da. Asta e tată s-o lu' Flociurica? E. Ăla-i. Carnic ăla. Da, domnul Ciobre. Ce e, domnul Cristi? Aici, aici la tine, la masă. Ai văzut Tom și Jerry cum făcea cu ciontile alea de pește? Nu, cum? Le băga pe-n gură și dincolo ieșea ciontile. Nu așa și eu, ca ei. Uite de aici. Ia. Dă-i și la Tarzan. Vă rog, domn Costel. Dar aici, bă, tu pui... N-are nimica. Nu ai. Și i-ai pus nume Tarzan, că e atâta Tarzan. Și el nu mai să-i pui. Panarici. Bufi. Panarici. Bufi. Na, vă rog. Mă pune la gaură, stai tăgat. Trebuie să te salvezi? Da. Da, sunt o seamă care nu beau numai suc. Domnul Ciobre, ai un mesaj dacă dorești pentru cineva? Ai tu pe cineva în afară sau în... În memorie. Așa? Bă, în capul meu am și-am și în suflet. Să sim de ei, hai, să știu, ar vrea să știe aici la masă. Am înțeles aici bunătăți. Așa, ar vrea. Cintuțe. Dar mă, ce să faci, mă? Nu poți și cu tăte. Nu poți și cu tăte. Da. Alegi ceva și după aia îți pare rău. Nu se poate. Am înțeles. Aici cu domnul Costel, cu copiii tăi, am savurat ca lumea. Să ne fie de bine, să ne dea sănătate. Domn Costel, mai poți să
să iau o prăjiturică. Dar numai una vină. Nu-i Paștile la noi, că sunt catolice, noi suntem ortodoxi, dar așa. Ne ține așa, este un ticuț așa. Așa, din respect pentru... Eu așa. Am sânge de musulman. Adică? Da. Adică? Da. Păi bunicii mei au fost turci. Și el e turc câteodată. De ce? Nu înțelege? Nu, nu înțelege orice zici. Au înțeles. De acolo tu să trage. Acum, de acolo. No, bine, mă, tată. Tărzăniel ceva, dragul. Nu știam de unde eu te zic una și tu nu înțelegi. Nu înțelegi. Tu aveai bunici turci. Dacă n-am crezut că vă dați cu dintre ăla în mână, în palmă, acum ni dați drumul. Așa am crezut. Eu savurez o prăjiturică din asta. Să ție palma că-i dau eu. Că tu scrie țigara, eu îți iau palma. Ține, Costele, palma. Dă-mi o țigară așa să e jarul jos. Vezi, nu te băga pe Rafaelo, că te tai. E, dar fii atent, asta le-a făcut fața lui domnul Ciobre. N-are nimic. Nu mânca pe multe, că... Ce căpăți pe la ea, mă. Bine, mă. E mai toată cu mine, știi? Și mai... Ai frumos, ai. Aline, faină, faină treabă. La ce are așa ujurul, mă? Hai, încearcă să urci fața sus pe cal. Hai, domnișoară. Hai. Hai. Te urci? Da. Noi. Noi. Pune-l. Bun. No, ți-ai pus piciorul acolo? Da. Alin, nu-l lăsa. Du-o încolo un pic. Hai, găbiță. Și de ce mă plimbai eu? Nu, tu. Nu, tu. Ține-te de ăla. Vezi că telefonul îți va cădea din buzunar. E dreptul în dreapta. Hai, Alin, hai încoace tu. Gabi l-a scăpat. N-are nimica. Nu mai lăsa să ăsta jos. Hai. E Otilia. Hai. E, da, mă. Hai. Du-te către casă. Ia tăi tu unghiile. Apasă-o pe burtă cu picior. Încolo. Întoarce. Lage stânga. Ușor, ușor. E că mare mașină. Domn Costel. Păi. Haideți că, uite aici, Ani, v-am adus un cal. Nici nu vă așteptați să vă aduc cal. Da. De călărie. Nu, haideți să vă văd. Domnul ăsta e că îi subțiri picioarele și îi se rom. Nu, haideți. Greu. Hai, Gabi, tu încearcă. No. Asta e cal numai de fete, mă. Păi cum, dau vin Italina din ori. De astea mai ușurei. Suiete, bă, că nu. Nu mai mi-e făcut abdeata, mă. Da, dar păi la ce urmă s-ar ai dus? Bă, la lui Gabriel a avut surul ăla, dar o lăpădat, nu știu. Patru, nu ne-am vândut mânzul anul trecut de la ea. Nu-i, bă, că am mers și-o dai la negru. Du-te pe acolo. Și ce mânz bun face? Dai bună de la pia pe vână, eu văd eu. Dai bătrână, că e bătrână. Dar n-are nimic, că ce, dacă, câți ani are? Dacă nu știu, văd 18 ani. Auzi, n-auzi! N-are nimic, nu te teme. Nu știu, de ce-o dă rucele de pe față, de cum e potcovitul ăsta. Păi poate că este un tins tendonul. Și pleci locul tot bine. Corbacio, te gândești că e cu rochi, e nici fii atent. Răspuns-o vă cu ciucul. E, și vă place ce ciucul are. Gândești că e știuță. Domnul Ciobre! Domnul Ciobre! Faină rochie ai făcut la corbaciul lui. La corbaci, dar te apuci de... Croitorie. Nu croitorial, cum ai zice. Da. Cu stilul, zi. Cătălin botezat. Da. Botezatul la corbaci. Ia-te, botezatule, au ia. Ia. Astea-s bicele mele? Ăsta. Nu, ăsta e lui Costel, ăsta-te. Nu o să ne... Dar parcă lui ai făcut, tu la el ai băgat mai mult material în rochie. Nu, tata. Cam atâta. No, bun atunci. O și de-am băgat mai mult, el o plăti mai bine. Doc, o să te las plăti mai bine? Da. E, dar de unde știți dumneavoastră cât am plătit eu sau... Da, am plătit în natură, nu ca tine. Și ce-ați dat acolo? Un sac de mălai, un sac de grâu. Și pentru aia au pus mai mult material. Așa se cumpăra, pe cămile, pe pule, mătă, numai pe schimburi. Că bani de unde? E, cu criza asta? Păi nu! Nu, asta e criza, las că-i vedem noi pe băieți. Să vezi tu cum plângi după un sac de mălai. Cine? Și după un sac de grâu. Aia da. Hai să vedem. Domn Costel, ce sunteți supărat? Le băgați pe sumână numai, așa să vin de aici acum după cum văd. E, pe faza cu... Ca și pe vremea lui Ceaușescu ptita. E, dar care e faza, cu criza sau cu ce?
Păi, e afectat de criză și nu le scoate peste. Domnul Ciobre, dumneavoastră cum sunteți aici? Sunteți afectați sau nu sunteți afectați? Eu sunt pe carantină, domnul. Am aici la mine, în ocoli, carantină, eu tot în carantină, de vreo 2 ani. De când mi-am făcut baraca, tot pe carantină, stau, tot fac zdiciuri și... E, și domnul Ciobre, te simți bine, n-ai treabă, așa-i? O simt bine, mai ales când vin. Dar văzut că aici o cânta cucu. La el o cânta cucu deja. Înseamnă că, domnul Ciobre, te-o prins cu teancul la buzunar? Bă, nu gros, dar îmi dă de vreo 10 ori, așa ai poși 3 vreo 10 ai. Aia nu-i rău. Dar domnul Costel. A fost cucu, știu că mai înainte. E? Da. E, da. La altul a fost cuc de acolo, din tufele alea. Din ce tufe? Făcut cu bau? Bă, omule. Dacă stăteam tufe. Domn Costel, din ce tufe? Acolo nu-i pe coste. Acolo cântai din sus la... Am înțeles. Domn Costel, aici la domnul Ciobre la fabrica de bice, da. La atelierul de bice, domnul Ciobre îi artist popular. Artist emerit. Artist popular. Emerit, să zice. Așa? Adică pe merit. Am înțeles. Pe merit, pe merit. Așa. Am mutat un fel de ăla. Nu zice domnul Costel. Ce să zic? Cu muzica, muzica. Despre muzică puteți să ne povestiți. Despre muzica. Ce să zic? Despre cum cântă bicioala. Ce notă? Nu știu. Note? La, si, la, sol, fa, mi, re, si, do. La, sol. Da, domn Costel, fain v-ați bănuta pe față, îmi place? Mi s-o roșinasă. V-ați bănuta fain? Mi s-o roșinasă. Nu vi s-o roșii, că v-ați bănuta uniform. Zic că v-ați bronzat uniform. Ăsta unde ai zis că îl trimis la Timișoara? Da. Burcă ori bașul la copilul ăla? Da, o șolă. E, dar nu putem să le luăm noi alea. Nu, păi dați date. N-au scris, da, deja la român. Ala și ăsta ne. Vezi, ăsta, ia-l-ai. Uite, ăla-i ăsta. Frumos. Vezi, ăsta e un bici. Ușor de tăt și aspru. Că mere la târcii. Ia-l-ai, au-l-ai. Domn Costel, mă gândesc că cât de repede o să se dea drumul la expoziție, nu? La târguri? A, la expoziție, nu? Așa cred că am după virusul ăsta, dar devin și expozițiile. Da, cât de repede, să ăsta să închidă, da, să fie zero... Aia ăsta o să fie corbaș de musulman, fii atent. Tu becali. Aia, da, păi dânsul-i cu oile. N-are nimică, că-l poate folosi și așa nimeni după oi. Cum? Așa ne, ca împărată. Aici îl salutați pe domnul Becali, că vii, da, prieten, nu? Da, să trăiască la mulți ani. Să aibă noroc de vacă și de oi. Are că și... Că vacare. Nu. Mai ne vacare, ui. No, când suntem pe acolo să mergem să bem un litru de lapte de la vaca dânsului, nu? Ne dă ăla. Așa. Ne dă. Noi îi dăm de la noastre și el ne dă de la lui. Așa. I-a ajutat mult, am pe senistrața aceștia. Foarte bine. Așa trebuie să ne ajutăm. Ceva spitale, ceva caretări. Funcțiune. Așa trebuie să ne ajutăm. Omul care cât de cât se descurcă să-l ajute pe altul un pic mai în impas. Asta e după mâna lui Cuscru. Alo Daniel? Alo Daniel. El tot nu mai lăbos așa. Mai duru așa ca el. Ăsta după Miluz de la Iclod. Și ăla după mâna lui Cășalai. Durvaș la mână. Nu mă cântă. O dansează, mă. Singur. Asta e cu muzica. Muzica e viața dumneavoastră, domn Costel. Ia. Yeah. Ha? Muzica și voia bună. E, da, păi ați cântat acum în drum încoace de... Am crezut că mă prinde somnul la volan. Da, când am fost cu Jenica, n-am cântat. Ai, mă, dar v-ați dat drum atunci la brațe? Trebuia să pornesc eu camera atunci. Ce ore am zis la asta pe motor? Cea mai faină ore ați băgat acum, când am fost cu dânsa pe mașină. E, te-a fost, numai nu ți s-au nimerit ție la urete. Era cu verde mult? Foaie verde, verde. Nu. Nu. Ciobre, ălea au fost cântece. Nu știu, bag foaie verde, știi că mă încurc în ochi. Că eu le fac ele pe loc. Așa, așa. Nu dai seama. Ia uite aici, alții mândruni, numai dansează. Să vede, mă? Foarte fain. Ala iară ca la turcesc. Ține-l așa un pic în mână. Ține-l așa. Fii atent, pe mânere, la pumnale, la turci, modele de-alea erau. Aia. Numai trebuie să fac o părere de tenești, nimeni. Aia, ce tenești? Așa nici să stăie gurgoile ascuțite. Așa. Și să mă ții de ele când mă dau pe schiuri. Când stau la moscheia lui Mircea de la Olasi. Întrebai asta, ce e acolo? Zic, acolo e casa. O,
las că acolo ține cârnațul. Și slana prinsă în cârlige. Da, da, era toaletul în spate acolo, mă. Înțelegi? Ăsta tot întreba ce e, ce e, ce e. Zic ca fumătoarea și zic casa de rugăciune. Așa. Și Ciobre, de-aia a vrut să-și facă aici și apoi nu i-a reușit. Ce? Unde? Aici. Ce să-și facă aici? Casa de rugăciune. Unde? Aici nu, unde în spatele meu. În atelier? Oricum mă rog, ziceți. Te rog, dar vezi că ai făcut un pic de atelier din el. Bă, dar atelier de... Yeah. Ce atelier? Câteodată. Yes, nu, că se spovedeaște câteodată. Fain atelier are domnul Ciobre, mie îmi place. Hai, simplitatea, hai. Simplitatea este la ea acasă. Da. Aici nu-mi place de el că nu ți-a făcut o rampă ție. O zis că faci o rampă. Să faci o margine de căruță, mă fută-l să da? Bă! La, dar și-o pui și pe ea. Nu, că fundul de la căruță. Fundul cu margini, cu fundul. Domn Costel, nu stresați pe domnul Ciobre să nu facă rampă din portă. Nu că mai pe lungă, așa de, știi, să nu te coborăm în cap. Am înțeles. Dacă face rampa până pe aceea, exact Ciobre, până la picioare. Nu trebuie să facă rampă. Așa. Să lase așa. Că dacă e să intrăm acolo, putem intra. Doar rampa numai pe loc, am pus-o și o luăm de aici. Are el ceva. Marginea de la căruță, o pune la căruță înapoi. Lada din pe căruță, de are ce nu și margini, nu te poți nici îmburda. Așa, așa. De ce nu bagi lada din pe căruță în șură? Să o bag în șură? Pentru de ce? Păi acolo... Lasă-o, mă, că mai vremea. Sunt 200 de lei să faci alta nouă. O bate vremea. Vine criza de nu-i mai lasă să tăiem lemne din pădure, bă, băiate. Da, domn Costel. Ei. Acum, cum se întâmplă că eu vin de la munte a? Și ăia au dat drumul, au dat foc sus în vârful muntelui? Păi au făcut careva și-o fript cărnați. Păi da, bă, ce pășune e sus acolo ăsta? Eu te înțeleg că tu-ți dai așa pe lângă pășune, mă. Dar mă duc așa pe lângă șosea. Și în pădure, noaptea, bătea... Păi și aici foc. La Tăuz, zice, că lua foc ceva pădure. Am și sunat la poliție. La voi la Tăuz? Nu, acolo când am venit de la munte. La Tăuz ce s-a întâmplat? Eu nu știu că n-am fost acolo. Că te ziceau ăștia... Am sunat la poliție și apoi mi-au făcut legătura cu pompieri și după aia m-au sunat doi polițai. Că unde, le-am explicat frumos. Un om pe acolo cu găleata pe întuneric, numai se învârtea pe acolo și-a dat drumul la vale. Știi? Cu găleata mă gândeam că se duce la apă, să urce. Păi bă, omule. Una, două, îl stângea, mă. N-ai cum. De ce foc era acolo, n-avea cum. Unul cu găleata. Nu așa trebuie, dai foc și după aia merg cu găleata să-l stângi. Că m-am dus cu unul cu tractorul, mă. Unde? Maghebu, și-o dat drumul la vale. Cu tractorul? Cât am prins, l-o scos din viteză și-o dat drumul. Și? Și-o zon prieten de-am eu. Bă, eu am sărit din el, tăm-am julit pe aici, tăm-am... Era vară, m-am spărea, mă, și era o râpă acolo, zic, acolo murim, sărit. Ala nu a putut sări, că era prins între ruda, de legat și asta, și nu putea sări nicicum. Și cumva l-a oprit, cumva știi-l dracul, ce până la urmă l-a oprit și a zis, bă, dar de ce n-ai călcat frâna? Păi, bă, șonii, cum să cal frâna, mă? Dar chiar mă gândeam și eu, pentru ce dracu-i făcută frâna? Știi, că cum să cal frâna? Dar păi chiar mă gândeam și eu, făcea, pentru ce e aia? Să-ți scoți tu de dai drumul la vale cât prinde. No, ăla om. Da, zi-i lău. Ala, chiar om șunegă. Sunt care să pierd, bă. Adică? Să pierd, numai știu ce să facă. M-am dus o dată cu niște sportivi la Tăuț. Face astăzi, avem program de împins mașina. Eu știam că stare un golf de la break. Au, că mai este unul cu corbacele, au. La bate cuie, bă, la bate cuie. N-are nimeni să-ți corba ce să puște ca mea. La bate cuie, mă. La bate cuie. La face concurs cu noi. Nu, la bate cuie. Păi am auzit corbaci. Auziți, domn Costel? Ăla program de împins mașina. Face, bă, tu vii și tu nu mă tragi de frână. De mână, atât trebuie să faci, să ții de volan. Zic, bine. Și să iau băieții, doi băieți sportivi. Ajungem acolo. Eu m-am gândit, bă, ajungem într-un loc drept și ăștia împing mașina într-o parte și într-alta. Face, s-a oprit, face multă timp în față. Aici, bă? Aici. Bine, bă. Stau ăștia lângă mașină și zic... Și tu cum puneai frâna dacă... Trăgeam fain frumos de mâner. Păi nu trebuie să-i dai drumul până jos. Stai să zic, mă, omule. Să-și împingeau la deal. Mă, la deal împingeau. Fii atent, bă. Ăștia să pun... Dar acolo că te auzi, asta e pantă periculoasă, bă. Penți și dealuri. Fii atent, fază. Vorbeau ăștia între ei. Auzi, bă, când eu împing 3 minute, tu te hodinești așa pe lângă mine. Și după ce ăsta, te bași tu 3 minute și mă odihnesc eu. Zici și făcut ăștia.
face, na, Cristi, e sus la mașină, în, pe felie, da, bun, nu, hai, bă. Bă, și de ăsta să... Am uitat să zic că ăștia aveau un Golf 4, dar când a fost cu șmecheria, a venit cu un Chrysler de la american. Bă, zic, ăsta vreți să-l împingeți? Împingem ce avem, zice. Zic, bun. Na, am ajuns acolo, pac, pac, să împingă ăsta. Bă, și numai nu mere la deal să împingă. Face ăsta, către ăsta. Hai, bă, bagă și tu că nu mere. Bun, împingă ăștia amândoi, bă, da, de ele ieșau ochii din cap afară. Bun, pe când, cât de cât s-o ăsta, face nou, gata, hai că cât e unul acum. Și băgau așa cu 3 minute, unul, 3 altul, 3, 1, 3 altul. La un moment dat, un om din vecinătate îi vede pe ăștia că împing mașina. Omul... Să-i ajute. Să-i ajute. Domnilor, vă pot ajuta și eu cu ceva? Vi s-o strica mașina? Nu, domnule, stați liniștit că noi... Asta e nebunia... Asta e nebunia noastră. No. Și apoi vreau să spun... Arată mânurile pe filmare. Să vadă oamenii cum ai lucrat la corbace cu mine. E, arată-le. Așa? Așa, așa. E, da, n-am lucrat. Ba, ai lucrat. No, stai să vă zic numai. Bă, urcăm sus pe deal, în ăsta și face nou, vezi că trebuie să întoarcem. Bă, și împing ăștia și bă, prind o vale. Și s-a dus mașina la vale, dar puternic de tot. Bă, oprește-o, bă! Am oprit-o eu într-un final. Și după aia le-am zis, bă, nu, vă fă frică că ăsta... Ai, mamă, mi-a rămas inima loc, zice. Știi cine te urmărește pe tine? Mie nu mi-a rămas inima loc. Știi cine te urmărește pe tine? Forgaciu de la Ursa. Cine zice, măi, zice, chiar la ăla 200 de euro. Da, 200 de euro pe dracu. Că zic și mai mult. Îi trebuie. Mă, zice, dar îmi cumpăr calmă. Cumpără stată calmă. Forgaciu de la Ursa. Auziți, sunt oameni care își cumpără tractoare. Da. Și-o cumpără tractor. Sunt care își cumpără cai mai scumpi sau mai ieftini. Depinde de buget. Bă, da, după tine și sunt... după tine, Costele, biciurile, te chezi la fel? Nu. Oamenii nu-s la fel. Și ca, și... ca și oamenii. Nu, no, și ala, de 300 de lei. Nu, no, dacă trebuie de 300 de lei, stai de 300. Nu l-a luat pe ala nici de 200 de euro, că l-a luat cu 3 milioane. Așa, așa. Dacă trebuie. Deci faci pentru clientela? Bine, domnul Ciobre. Îi da 2 milioane pe alamă și l-a dat cu 3, că am nebunit. Apoi cât bași pe ele aici, nici cât o zi pe unul... Am văzut eu cum stă treaba. În fine. După ce se este, după jebul omului, care ce... Deci faci pentru cum, pentru buzunarul fiecăruia, nu? Cam așa ce. Așa. Deci dacă... După pretenții, mă. După ești pretenții. Ești pretențios tare să-l fac... Ești pretențios cu, da, cu ai, ăsta? Ai Bengo și ai... de pretențios. Așa. Ai dârloje, zi de la de dârloje. Corect. Ai... Te dea la cu 20 de lei, la ruf. Ce? La... Da, dar nu fac ăștia cu picion braț acolo. Fii atent. Am fost într-un târg și vindea un om de ăsta săracu cu 20 de lei. Și încerca să rupă de la bănut. Din bani. Păi mă, omul, dă-i mă la omul ăla să mânci o zamă, mă. Tocmai la el vrei să rupi. Ha, mă. Mă, la târg așa îi. Du-te, mă, lasă-mă. Da, da. O leu, dacă rupt în jos, omul-i mulțumit, merge acasă. Păi și eu le... Ia-i cer 200 și să nu-mi dai 200 de euro. Și să nu dai 9 milioane, 600, dăm 9 milioane, mă, că eu lasă-mă rupă de 600, ce 60 de lei. Da, da. Nu e ușor să... Palate, dacă dă, zice cu 20 și îl mai rupe, de ce să rupă? Să-i rupă grumază la ala, săracu. În fine, nu, fiecare... Da, niciodată să nu faci marfă multă, multă și de prostă calitate. Fă puțin și bun. Așa, ca să poți să ții... Da. Faci pentru prezent. Păi fost zici în 3 zile, dar atâta fă-l și atâta, răsucești-l și fă încet și șlefuiești-l și până iasă cum trebuie. Dar în orice domeniu e chestia asta, nu? Dar nu. În orice, dacă faci și faci, Domn Costel. Zice, mere, Domn faci Costel. Mai bine. Asta este dacă te pui într-o șauă de 500 de euro. Sau cum e aia? Da. Hă? Merg mai altfel. Cum? Dacă e de 500 de euro. Altfel stai, ca în aia de 10 lei. Aia e sparte de măgari, de pușeri, te tai la cur. Aia cu 500 de euro e cu bureate, cu treburi, stai ca pe... Bine, mă. Cu fibră de sticlă. Aia. Cum adică cu fibră de sticlă? Bine. Hă? Din fibră ai făcut cadrul ăla pe ea. Ca să fie ușor pentru cal.
Și să-ți fie ție ușor să o cari în spate. Și se mulează. Dacă pui una de șer, cadrul ăla, știi tu de fier? Așa. Și prinzi ale figurile, atunci ăla are șer, rămâne țapă. Îl bate pe caldinare, nu este, care greabă nu ieși. Ala-i de pus bidon. Atât ai faci greabă, nu? Și la șeită de alea punea în armată, știi tu. Păi bine, bă, dar era învălită, alea de era învălită, dar atât așa bătea. Ala de șer, șerul șer nu cedează și... Ala fibra mai se răsucea și după cocoșa lui, săracul. E, și ăsta de fibre ziceți că se mulează? Da, cum? Și cum? Indiani, ăia fost cei mai buni călărești mexicani. E, da, băi, ei n-aveau șaii pe cai? Nu. Cum să n-aibă? Nu aveau. Vindeau un bizon, îl tăiau pe loc, făcea șaua. Dar nu aveau nimic, aveau ce? Bucat de cârpă pe ea și atâta. Cătași din gură, mă, că făceau din lemnița. Și cu un pic de ață, cu un pic de ață. Numai un pic de ață aveau în gură la cal. Deci că păstrul ăsta nu și-a fost cu neagră, tot că păstru de indian. Că nu mă oață păstă cap să ție zăbelele în gură. Așa, așa este. Așa, așa. Ba nu erau zăbelele atunci. Ba erau. Îți dau o 300 de nu erau. Ba erau, ciobre. Ca să spui ce dar cum venea, dar cum veneau ăia? E, dar cum veneau ăia în cheie cu călare? Atunci erau caii sălbatici. E, și ea în cheie cum veneau călare? Te rog. Că ea în cheie e altceva și indianul e altceva. E, dar pe timpurile alea erau șei. Erau zăbăluțe, ba, erau. Indianul mere și sătăvăle erau cai sălbatici. Atunci ascultă ce spun, sătăvăle până mentă sălbatică și până astea și mere până lângă el și calul nu-l sânță. Calul sălbatic e sânt, e la miros, e sânt, e de la 200 de metri că vine om. Dar pe indianul sânță. Cum ești tu? Să dădea până de-al, pe cuvânt. Până ajungea lângă el și să se redire pe el. Ai zis că-mi dai un parfum. Fără nimic. La el, bă. Modul ăsta ăștia, când am văzut la primărie, m-a făcut cu spray de ala, știi, da? Să mă dezinfectez. Stai, bă, tată, că-ți dai un parfum. Și cu pompa aia, cu pompa aia mi-a pus așa pe pticioare, știi, tu, să ne dezinfecteze. Și zic că te dau noi afumă și susoară, zic că eu nu mă pe aștept. Pe miros te faci, știi tu, lichidul ăla de prână. Și domnule zice, nu-ți bate joc. Nu-mi bate joc, zic că eu nu mă pe parfumez. Zic că eu nu-mi pe susoară. Da, bă, nu vrei spray. Să aveți sănătate. Doamne ajută. Hai, bă, Cristi, mai ies ceva de pe aici. Tu ce-mi ține? Și aia fără căpăstru, fără nimic, era pe ei călare. E, și cum a zis, domn Costel? Sărea călare pe el și berea călare fără căpăstru, fără nimic în cap. E, da, știți ce m-ați făcut să râd? Adică nu prea am râs atunci. Când ați făcut cai în coapă? A zis, hai să te dezinfectez pe picioare. Bă, și m-ați dat pe sosete. Bă, și mi-au început să miroase sosetele a soluție dintre aia și odată în coamă. L-am dezinfectat și pe el, cu căruț cu bă, mi-a mirosit căruțul ăsta când am ajuns acasă, mac, din deci, puța. În loc de 2 ml, am pus 15 ml la 5 litri de apă. Și l-ai dat. Și l-am dat. Păi și pe el și pe cai. Că de 15 ml. Ori moare, bă, ținu jos. Apoi voi v-ați dat pe cap cu el, mă. V-ați dat pe față. Da, cu răzut la Alex și la fată. Deci eu? De-a dracului. Le-o dat? Nu, că așa făceam. Doar când îi făceam pe picioare, ei stăteau dincolo, direct în flit, merea. Că... Da, bă! Fii atent, ascultă-mă, ciobre. Un lucru pot să spun. Deloc nu s-a stropit el. Deloc, bă. Bine, mă, dar el când s-a mai scutura calul, e făcea așa. Cam atât. Cam atât, dar în rest. Și-a fost unul la noi, bă. Și te-ncuia rău de tot. Nu-i dau nume. Dar ăștia care au auză, ori știe ce zic. Avea balastru acolo, îi aduce cu căruța. Dau o căruță, le pune jos. N-a apucat la să meargă după ăsta, după altă căruță. Că ăsta, pof. Dă-i. Tăi era pe jos pe acolo. Scoate afară. A venit ăla de la lucru. Patronul. Păi, unde e balastru și cimentul, știi? Ce l-am mâncat? L-ai mâncat? Cătă casă? Dacă l-ai mâncat? Nu, dacă l-ai mâncat, cătă casă. Ăștia nu știu eu să care cu căruțele de el, ce dădea? Dădea să zic o robă și triera pe jos și îi punea pe aia să scoată vară. Nu mai lua de jos, îl mai moie, să-l dea iar pe părere ce să te încăpă. Unde eu să eram, mă? Acolo am urcat pe tine și pe acolo pe jos. Și unul te încuia un copilaș așa subțire ca ficiorul ăsta, nu. Te încuia acolo, nu? Ce spor a fost ăla? Au stat o jumătate de ceas gură cască și m-am uitat cum te încuia. Bă, când dădea cu mâna pe ăsta, dar mâna vormată, bă. Și ăsta nu mă trăgea cu dreptarul pe loc, era gata, bă. Știi cât să făcea? Cam atât ani un cerc când dădea cu mâna cu presiune. Dacă nu-i dai presiune, și la aia. Și dacă nu știi... Nu trebuie da cu presiune, că te sare. Am un ușor da, numai. E, da, dea cu presiune e ușor. E mare și numai să, încă să-l tragi un pic, ca să se întingă atâta. Dar nu vine o zis. O jumătate de ceas am stat și m-am uitat la când te-ncuie. Eu zic că acum dacă vă apucați cu domnul Ciobre, bâng, bâng. Da, eu știu te-ncuie, mă.
Se știi? Bine, mă. Domnul Cosel, vă știți? Dar cum? Eu fac concurs cu el. La o dacă face așa, mă duc și mie. Grinda. Concurs, nu vorbi de asta. Grinda. Dar nu așa trebuie să zici, nu așa trebuie să zici. Te duci și te dai cu elicopterul. Da. Da, acolo armată că și așa tot scotăia avioanele și tot fac. Cu drona. Cu a mea? Nu, cu care e așa. Te poți, dar este de aia mare. Cum? Este de aia mare, de trimit pachete. Unde? Și la temniță era dronă. Nu știi. Legai oasă și dincolo, să numea caleașcă. Tă dronă să numea așa. Aia a înființat, hoțul a înființat drona. E, dar ce caleașcă? Cum caleașcă? Că nu te înțeleg. Ei, tu stăteai la etajul 2. Așa. Cum să-i dai la ala de sub de la tine și încă o cameră mai încolo, că erau jamurile așa, 4 metri mai încolo. Să-i trimăți un pachet de țigări. Cum îl trimiteai? Puneai în tolcea și coață și făceai vânt. Pângă părete și-l oprinde. Hap! Ai o inventat roda. Tu n-ai trăit vremurile alea, vezi? Nu știi. Deci așa e treaba, asta e treaba cu drona. Am înțeles. Aveai un prieten, tu erai pe camera 80 la etajul 3 și ăla era la 1, pe 60 și ceva și era distanță 10 metri, nu erai pe același aliniament. E, dar trebuia un pic de exercițiu. Trebuia ce exercițiu? Dânga, bânga, rânga. Vezi că vine, mă, ia, mă. E, și dacă nu cădea jos? Nu prindea tură, era legată cu ața, ulcea, și tu în ulceau. Zi așa e, mă, băiatul. În de... Inox. De aluminiu erau. Am înțeles. Ia, rac, tac, tac. Nu prindeai tura asta, dar aia tu nu prindeai, că chiar de buza de o țigară. Am înțeles. Nu, ai văzut? Hoțul a înființat drona. Și așa s-a tot uitat. Colonei ăștia mari, șefii ăștia de chemni, s-a uitat la hoț și a zis, domnule, ia uite, cam așa nu mai punem niște aripioare. Și-a făcut drona. Și tu o trimite cu pachet la Dominicu. Am înțeles. Vezi, păneluțul nostru l-am sunat de la gura râului. Sunăm. Zic că-l sunăm. Îl salutăm. E o fătată aia pe ieri dimineață. E, dar la taică s-o fătat două. Și? Și, faine. Doi mânzi. Una. Nu știu, nu. Una. Una, așa da. Da, domnul Ciobre. Merem de să mai ține pe acolo, până Sibiu, pe mare iar acolo. E frumos acolo la Sibiu, ce-a făcut? L-a băgat pe neluțul în apă. Aia, dar eu să zic pe filmare ce-am pățit cu ala atunci. Cu cine? La Arpaș, cu neluțul. Cu care neluțul? Neluțul de la gura râului. Ce? Păi nu știi figura. E, dar cum l-am băgat eu în apă, domn Costel, cum o fă? Când a băgat drona sub pod, a picat în apă. Și-a pierdut semnalul. Și l-a băgat pe aia după ea, pe neluțul. Noroc că nu a fost atent, că numai așa e. E un metru și ceva. Un metru jumate. Și apoi a băgat bota. Nu ai să zic treaba. Când am fost atunci la Arpa, știi? Eram acolo și în drum. M-am uitat eu la vă două filmări de ăștia cu el așa, nu ne-am băgat eu în seamă că cine. Vine unul, ia un zici, mai nu știu ce, și vine neluțul. Domnul, de vânzare biciurile. Cum vorbește el un pic mai așa, mai subțirel, așa ne... Mă uit la el așa, ne zic, de vânzare, dar ce strețe bici, mă? Ce nu pentru mine, pentru nevastă. Mă duce, mă, treabă și tu ai cai, mă. Știi, am zis eu așa, m-am uitat așa la el, mă, dă, vorbește și subțire așa, stare cai, mă. Ce mă întreabă, mă, și tu ai cai, face, nu, n-am cai, dar face pentru nevastă. Mă duc și pe când acolo m-ai chemat tu, hai mă încoace și așa, și când l-am văzut, stai, mă, ăsta-i tata cailor și eu îl întreb dacă are cai, mă, bă, prospuștă și, bă. Nu i-a venit atunci pe moment, figură. E, pe moment m-a luat, erau mulți acolo și, nu. Cum e el așa și mai subțirel și mai așa, mai rușinos cumva, mai știi, așa mai coptil, mai liniștit. Da, ce mă întreabă, mă, dar și tu ai cai, știi? Eu eram sifonat. Dar ți-ai făcut părere bună după aia despre el, când ai văzut. După aia mi-a dat seama că cine e și... Nu știi că o zis acolo pe filmare, că ea s-a întâlnit un Sibian, un Argelean și o ala de la Bihor. Cu... Așa. Da. Că așa, bă, câteodată, dacă nu te uiți bine la om, îl iei așa la... Nu trebuie să subestimăm niciodată. Da, bă, nu. Deci trebuie să fim atenți. Chiar m-am gândit, mă, doamne, mă, dar păi, tăntele, poștă și mă, m-am uitat de vă dau trei ori și așa, dar nu am băgat chiar așa de seamă, că știi, și el acolo și cu erau mulți pe acolo, cât e ăsta. Adevărul că nu trebuie să cobor numai cu 3-4 acolo, corbace, că dacă ai mai multe trebuie să le tăi numeri tătă zoa.
când am fost acolo la... Mamă, la Moldova ți-a plăcut de mine? E, da, ce... Oriunde unealele, bă. Ori venit. Au venit sărași. Frumoase. Erau la vocin și mă, nu mai știam câta. Bă, câte ai, câte ți-a dat? Tri. Bă, aveți grijă, unul la unul. Da, bine o zis, domn Costel. Vin hoți ăștia, dacă vin hoți, adevărat, păi așa se duce câte unul, dau, dar nu mi s-a întâmplat să mi se ducă, că... Te... Îi urmărești? Era, păi, bă, timpul n-am fost singur, a fost 2, 3, 4, 5, când... Nu se pune problema, că noi... E lume bună pe unde ne ducem noi, aproape lume de calitate, așa e, domn Costel? Așa. Care-s bun, stau acasă și lucrurile aici. A? Da, nu, da. Că noi i-am pus la pântâncuri. Munca nobilează? Da. Ziceți, vreți să plecăm? Să aveți sărbători fericite. Așa. Care țineți, care nu țineți. Toți tinerii, mai puteți. Toți românii din România și din străinătate. Da, să trăiască la mulți ani. Indiferent în ce lucruri ale lumii. Lucrează. Și cum zic ăștia, să stați în casă. Da. Nu umblați ca noi heiberei. Că uite și noi avem câte 3 metri între noi distanță. Nu ne apropiem, da, unul de altul. Să nu tușiți. Nu, domnule, Dani, avem dezinfectant. M-am dezinfectat. Ai văzut ce-o zis unul pe acolo? O să că nu a crezut în viața lui că mânurile lui vor consuma mai mult alcool ca gura. E că se dădea cu alcool pe mâini? Tata zua, dă ce de 45 ori cu alcool. Că în viața lui nu s-o gândit că cu mânurile a consumat mai mult ca cu gura. O scris unul acolo că el atâta s-o spălat pe mâini că i-a venit apa, i-a crezut că are delfinar. Da, la plată. Cât i-a venit costul. Hai du! Nu trebuie să ne învețe pe noi să ne spălăm pe mâini, că noi tot timpul ne spălăm. Ăsta e tatăl la flocirica noastră, băi. Ăsta e tatăl la flocirica noastră. Ce jos, mă! El e tărzănel. 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 Hai aici, tăticule. Numai așa mai fost unul. Tărzănel. Om cățelul numai atâta nici și i-am zis, hai du. Ce faci, copil? Hai, tată. Hai, mă, hai du, nu și nervos, mă. E, și era omul gâldeaț, așa-i? Am avut, bă, soră cu aia, dar nu e acasă, e pe la Iuan s-o dus cu aia ta. Unul a mai rămas. Da? Cățeluș așa, călbânuță. Atât e de harnică, mă. Mai este unul de-a lui Ion, de-a de șobolan și s-a plictisit amândoi și apoi umblă pe aici, anită, nu prea, ba stăpul la el, ba vine la mine, stă o săptămână. E, și nu se mută când la tine doi... Amândoi vin când vin, amândoi, și câinile și cățaua, când nu... Îți parteneri. Mor la el acolo. Așa, așa. Domn Costel, ziceți că vic frig, eu vă văd că am tremurat. Pe mine? E. Tremură de frică, că am când trebuie să dai banii pe zici. Ia. Aha. Puteți zice, oare, doamne, când ne-a luat ăsta? Nu, că mi-a arătat, au zis că dacă vine de la 100 de metri un teanc de la, sparge capul. Așa are la el? Așa are. Când au zis că o cânta cu... O băga voptea, trebuie mâncața și gura ta de așa greu. Lasă să fie așa, cu prosperitate. E? Ciobre, eu l-am măsurat pe domn Costel, se bucură tare când îl vede pe ăla că prosperă, că pe tine, că tu prosperi, că celălalt așa prosperă, da. Păi bă, dacă nu-i mere lui bine, nici mie nu o să margă bine. Așa, așa. Dacă-i văd pe ăștia din jurul meu. Așa. Că nu pot cumpăra marfa de la mine. Tot crispață, tot crispață, așa. Nu pot cumpăra marfa dacă nu le mere bine. De unde să cumpere dacă le mere? Cum e acum, domn Costel, cu cai? Că ați ieșit un pic. Să vinde ceva, să cumpără ceva. Cai? E. Ha? Da. Foarte greu, așa-i? Numai atât schimburi și combinații. Ce trebuie făcut ca să reprosperați? Că ăștia... Să dai drumul la târguri. Și la stenii, să se gate cu virusul, să dai poate drumul, da. Poate da drumul la târguri dacă nu sunt bani. Păi am unii număr că să chem că vine sărăcie și zice, bă, nu-mi dau banii pe cal, că-i țua cei, că cine știe, aduce zoa și noaptea. Cam nu prea, da. Bun. S-a dus prea. Ce mesaj, ăsta... ce mesaj aveți pentru... români? Da. Să pui mâna pe lucru. Dumneavoastră, domn Ciobre? Băi, eu le spune ceva. Te rog. Dar s-or supăra. Păi le zici mai fi, nu le zici. Dar să nu stea în casă, nu? Sau cum? Stai în casă, stai, ia șenii care-s la țară, puie mâna până am o cumpărat, nu și-o pus ceapă că nu se merită, nu și-o pus cartof că nu se merită, nu și-o pus mălai că nu se merită, acum hai dacă vin sărăcie. Acum se va merita. Puie grădină, că numai agricultura ne mai scoate. Agricultura e grădinuță, de subsistență. Ceapă, oricum ce le trebuie. Și puie mâna pe lucru. Ține Google-ul aici, ne. Pe păpuș. Îmi place ce... Îmi place. Uite de acolo ce antiderapant are. Lasă, băi, lasă acolo. Mi mi s-a băgat. Ai văzut? E, dar uite ce naicuri frumoase are. Are.
Are tenis bun. Nu, îmi place. Dar dat dai o zici măcar o pereche Adidas să zei. Așa, așa. Dar și șapcă. Îmi place. Oh. Șapcă mai da, gata, nu mă asta, face. Asta e șapcă de șapcă. Cum? Ciobre. Șmecheră șapcă ai. Băi, lasă-mă cu șapca. Ai auzit ce trebuie la români? A, ce? Să pui mâna, că până am nu le-o trei mălai, nu le-o trei grâu, nu le-o trei nimica. Am opus-o. Opus-o. Va trebui să avem tot felul. Să pui mâna, are un pic de grădinuță, stă la țară, să-și pui în grădină, să nu se bizuiască. Că lasă-mă că mă duc din lucru, ia fac nu știu cât bani și iau un sac de cartofi, de nu știu ce. Iau un supermarket. Și? Ce se întâmplă acolo? Dar n-am ieșit nimica, că de unde dacă nu produce nimeni? Pui-e și grădinuță. Mă, fiți atenți la mine. Toate țările astea au fost afectate, de Bulgaria nu pomeni nimeni, nimic. De ce? Eu nu am închis granițele. Nici de Bulgaria, nici de Turcia nu zic că în criză. Ce mă vezi de treabă? Păi dacă... Numai Spania, Italia, care mai zic? Germania, Franța. E, da, ați văzut ce sumă la Germania? Pe faza cu criza. Ce luat? Ce sumă? De unde? De la Uniunea Europeană, dar și la românile, de ce știu. Uite așa, eu. Dar de unde dai Uniunea dacă nu produce? O cameră de asta. O casă de asta de bani odată. Pe mine, eu cred că eu sunt primul care mă duc în șomaj tehnic de acolo, de la noi. O duce Nica că nu mă mai ține. Adică? Eu dă șomaj. Să unde să merezi? Ca la rândunele. Și unde? La țară. Ce să faceți? Și toamna viu acasă. La produs. La produs? Da, da. Pe marginea drumului. Te sui într-o căruță cu doi căluți și meri treabă. A, deci te sui și te duci, mă, nu stai pe margine. Păi cum să pe margine? Cu ce să produci? Mai duci un lemn, când găsești în pădure, te duci. Așa, duci o căruță de balast, duci o căruță de piatră. Așa, eu n-am înțeles ce vreți să ziceți. Faci ceva. Așa, așa. Nu, și hârtiile alea. Cu hârtii cu tot se duce. Păi n-ai văzut cum erau doi câini, unul avea hârtia și îl plimba pe alalalt. Și el le pune la cai în gură și el s-ascunde în coș. Nu, că le leg pe ham, în loc de șolonguri. Da. Ce? Unul în toți și unul în alta. Hârtiile? Da. Eu îl plimb pe ala, ala pe mâine. Și dacă domn șef trage hârtia de acolo? Cine? Șeful. Dacă nu stă. Și-o pui înapoi. Am înțeles. Cai nu stau. Nu-i ca domnul Vamă, șopriți-vă, domnul Ciobă. Tu te pui pe burtă acolo și le dai drumul și de acolo numai mâine, așa nu te vede și se uită pe spate la cal, vede că e scris ce faci. Și stai, stai pe burtă cu capul subțiri, nici nu costel. Da cum? Și pui și o mână de iarbă în cap. Și pe unul scrie da, că da, ce? Ești americani. De ce? De cum e? Să nu mă vadă, mă maschez. A, vă camuflați? Da cum? Da, scrii pe iarbă. Și cum vedeți până în... Până în... Să vede, bă, că ala din față, totdeauna ala e mai jos, ilișul, numai atâta, ala... Și stați așa și vă uitați peste, da, așa un pic? Acolo. Ha? Da, și mâna de acolo. Da, da. Țipă și niște iarbă pe el. N-ai văzut tu de alea figuri. No, când faceți o treabă de asta? Am fost cu căruța, o filmați, iligrat. Așa, așa, a fost, a fost, al altăieri. Da, eu am văzut eu. Am pățit cu un oșe. Am avut un cal urbă de amândoi, uite. Avea uite în cap, dar când am parodit acolo, m-am uitat bine, zic, zărește calul, nu-i urb de tot. Și am venit de la Gherla și am băut pe acolo pe jos, pe la asta și era sară, noapte, întâlnire și mă trântesc, mă aduceau ca aia acasă. Orbută tot ținut asta, și cine la noi la pod? Am s-o făcut podul, dar atunci era din traversă. Una atâta, una atâta, una atâta, una atâta, mai scurte, una mai scurtă, una mai lungă, una mai scurtă, una mai lungă. Și când au venit pe pod, eu m-am pus pe burtă, așa ne. Și acolo e băltocul ăla, de oprește cum fac ăștia la Horincie. Și m-am pus pe burtă, era iarnă, frig, bă, nu așa. Și calul săracul când rota dinainte și cu ăstea când odată o suci calul și îmbăltoc. Eu peste cal drept în cap, îmbăltoc. Dă-ți tu seama, mă, omule, mă, să te trezești iarna. Din somn, în tot băltoc înghețat, am mult de creapă inima mine. Și bietul cal săracul s-o ridicat. Bă, acolo, ce e, bă, și căruța și-o l-a spânzurat și am venit acasă și-o venit tata și vecinii și am scos calușele. Bă, mă, m-am spărat, bă, de doamne, ce ai pățit? Bă, omule. Dai seama. Ce spai, bă, din somn, tu dai seama, tu dorni acolo așa și să te trezești într-o apă rea ce acolo într-un băltoc. Deci așa te-ai trezit la locomanda. Ce m-am trezit? M-am spărat de nu mai știu pe unde să ies. Vreau să o iei înapoi, că te dai. Dar pe mare lucru de n-am luat-o jos, nici nu mai știu cum. Și am venit acasă și tăieram și... Noaptea? Aia noaptea, pe la vă 2-3. Dar cât încredere ai putut să ai tu în calul ăla? Păi o chestie, chestia asta. Domn Costel. Pe scai, mă duceau acasă, dar eu n-am știut că calul e chiar de tăt. Orb, de tăt. Am zis că zărește un pic, dar calul a fost orb complet. Săracu. Aia mai bine mă la nimereală. Nu trebuie să vadă, că și la ăsta când e noapte mare, cea nu vede. Și la ăla ce vede când e noapte și întotdeauna, nu erau becuri, am 30 de ani, tânăr, blăstămat, m-am bătat, pau, băi. Ioi.
Iar odată am ticat acolo în Somme și la Deji, unde o săpat un escavator. Numai urechile s-au văzut de la cai. Du-te, mă. Tu ai crezut că... Am avut noroc, am avut o mânz bună, nu sur. Tu ai crezut că e un pic de mal acolo? Nu, mă, tătă vara încă la balastru de acolo și era până Somme și drumă și nu era apa numai atâta nimă. Și atunci era toamnă târziu și o ceață mare și eu am greșit numai 2 metri mai în jos un pic. Jur, nu s-au mai văzut cai. Și? Păi era căruța de pădure, aia am avut noroc și roțile mi-au ținut-o deasupra și am stat în curpa aia și caii nu s-au mai văzut, dar am avut o mânz periculos de tăt, aspru foc. E, și ăla? Când, am avut o săpată la câtva colonii. Ăla când s-au văzut jos? Când o prins, când o prins, o dată a mâncit afară, mi-a întors căruța invers, deja eram invers și s-a întors, dar am avut noroc, mă, că nu știam nici nota. Io, ce obre, tată. Și aveam unul pe spate. Niciodată să nu faci contact cu apa fără să ăsta. Ei, tătă vara încă era balastru de acolo, dar e drept că e someșul tăt așa. Mă gândeam să-l întreb chestia. Ciobre! Am picat la vreo 7 ceas. Da, acum, acum mai... Un pic, la 7 ceas, să zic, am picat. Acolo în someșul. Așa. Am ieșit afară și mai eram cu unul. Dimineața, dimineața. Bă, seara, bă, cum e noiembrie, decembrie, la 7 e întuneric. Așa. La 5 se întunecă. Așa. Și cum a fost ca în decembrie, nu era ninz, era frig rău de tot, dar erau ceață de aia pe Somme și de Doamne ferbă. Și? Și am ticat acolo și am ieșit dincolo și tătă vara, mă, am cărat nici de căruță de balastru de acolo, am știut pe unde, cotici și-l știa, mă. Bă, și-a ieșit de acolo și așa-mi făd de tuio și când meream încolo de geam de Somme și hai, mă, dreapta, iau încolo, poc, iară de geam de Somme, meream aia parcă, iară de geam de Somme. Bă, ce-i cu mine? Așa m-am zărăstit de cap și de spaima aia și de frig, pentru că someșul era atât în curbe așa nici, eu într-un cot de-a l-am ticat. Și dacă o luam încolo, dădeam, n-am mai știut de capul meu unde-s. Și de la 700 de metri numai de acolo. Am ajuns numai la 11 când se închidea bufetul. Ioi. Aia... 700 de metri, bă. Și ai găsit bufetul deschis. Cumva, până la urmă, am dat de calea ferată și am luat-o pângă calea ferată și am trecut și m-am dus la ala și era un cuptor. Nu mințesc. Și aveam cizmile de gumă și tot cum am fost așa și am zis că bă, goriță dragă, pune-mă în jenoască și mor. Și m-am pus lângă cuptor, mă, omule. Și am deschis ușița de la cuptor, cum erau cizmile înghețate, asta, nu? A stat acolo și am băut și tot. Păi ce dracu miroase, mă, ce... Mi-au luat cizmile foc în picioare și n-a știu că m-ar cizmile, mă. Așa fix o fă la picioare. Mirosa plastic ar deja. Mirosa plastic și nu dădeam seama și cizmile erau, dar pe sai și stânjele. Așa, na, atât am nefoc de frig. Am înțeles, dar de atunci, de la faza aia cu... A, păi n-am mai picat, că nu mai nu. M-am dus altă dată, că atunci eram nebun și... E, da, ai învățat să nu-ți. Am învățat. Și chestia care a fost, eu mi-am dat seama că nu-i bun drumul. Când le-a trecut la cai și le-a ajuns apa la chept, am știut, dar mi-a fost în gâtare cai. Și cai în gâtare care, nu știu, nu prea dau înapoi. Și am zis că tala că era în hamuri. Dorule, du-te tu înainte, că te-ai sunt hamuri și dau. Eu nu mă duc, că mă tem, du-te tu. Noi am dat. Când l-am pușcat pala drept în hâtbancă. Acolo ești tu bun. Doamne ferește. Sunt periculoase bolboanele. Vai de mine, mă. Buldo. Și o vară întreagă, bă, să car balastru de acolo. O vară întreagă am cărat, bă. Știam drumul, fai de mine, dar când ai ieșit de acolo și de frigul ăla și... Da, Ușobre, mi-ai povestit una odată. Ce? Te-ai dus la târg și unul tot pe lângă căruța ta să se bage, să bage în țamă, să te stresteze. Tu vrei să-ți vinzi calul. Și unul tot să bage de râcă, să bage de vină. A la ce m-a luat de acolo și m-a ridicat pe stă? Nu, și tot i-a zis, bă, du-te de aici, de la căruța mea. Și după aceea te-ai întâlnit cu el la bar și asta aia. A, ți-am pușcat eu. E, no, da, nu aia povestește. Lasă-mă, nu pune acolo. Hai să... Lasă-mă, nu. E, dar cât o trecut de atunci? Păi, pune să-ți plătească. Da, nu de aia, să-ți plătească cămașa? Hai, dar să merem. Nu ziceți, domn Costel, ceva. Gata-te. Gata, ce să merem. Luăm fluturul ăsta și merem întreabă. Așa. Domnul Ciobre. Ceva de final? Dacă ăsta un mesaj? Nu le-am spus. Să pui mâna care e pe la țară să-și pui în grădină. Că până ce s-a gătat asta tot zice că mai sunt 20 de zile oricât. Nici mai, nici iune, nici iulie nu s-a gătat asta. A, o țin așa? No, bine, nu. Am înțeles. Vă zice mere mai mult, mai mult. Domnul Costel, multă sănătate, Ciobre la fel. Aici salutăm și pe tinerii noștri și ne vedem zilele viitoare. Să aibă sănătate și sărbători fericite și să punem mâna pe lucru, tată. Așa, așa. Că dacă nu-i bai. Eu nu pui mâna pe lucru, e baie mare.